ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Facem aluatul pentru pastele cu ou. Așa, am venit, mi-am clătit puțin mănuțele și să începem. Deci, la 500 de făină punem 5 ouă. Eu am să fac astăzi din 5 ouă. Și aici mai am aproape 300 de grame de făină, dacă îmi trebuie, când întindem, când mai frământăm. Așa. Și o să ne facem așa un loc. Putem face direct și pe un fund. Sau facem în vas. Eu astăzi am să fac așa în... Și o să punem 5 ouă. Și 5. Așa. Și o să adăugăm și sare, cam câte un prăfușor la fiecare ou. Deci cam cât prindem așa între degete. 1, 2, 3, 4 și 5. Nu mai mult. Dăm deoparte. Și acum începem și amestecăm încet așa. Puteți face și cu făina albă. Ana Maria, bună ziua tuturor! Și bine ați venit! Ați văzut ce repede am făcut înghețata? Așa. Acum am să amestec și cu mâna. Aluatul trebuie să fie destul de tare, nu trebuie să fie mare și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină făină. Așa. Și apoi eu cu mașina de paste am să îl frământ bine și după aceea îl întindem și îl și tai tot cu mașina. Este mult mai ușor de făcut decât de întins cu sucitorul. Mă ajută foarte mult această mașină pe mine. Așa. Vedeți? Toată făina. Așa. Și am să mai dau puțină, că mi se pare moale aluatul. Ia să vedem, să o adăugăm pe toată mai întâi. Așa. A încercat cineva ceaiul de dafin pentru dureri de oase, pentru digestie. Eu îl beau în fiecare zi, să știți. Și este foarte bun, eu mă simt foarte bine. Așa, am să mai adaug puțină făină. Așa, că mi se pare cam moale. Așa. Așa. Și acum, am să
să-mi aduc aici mașina mea de paste și mai întâi am să-l frământ cu partea asta care este rotundă și după aceea o să tăiem așa mai un pic mai lărguț și să facem. Așa, o să prindem aici mașina de masă, o să o dăm așa aici, să vedem. Acesta luat așa pe bucățele. Am să pun așa puțină făină pe masă. Această făină, v-am spus, seamănă cu grișul. Așa este, cu bobul gros. Să dăm la zero. Așa. Și mai adăugăm făinuță. Eu frământ bine, bine, bine și după aceea tai ca să iasă elastic. Dacă l-aș frământa la mână, durează, durează și alatul trebuie lăsat și la odihnit. Când îl faceți la mână. Mai dăm o dată, dăm de câteva ori bine. M-am strâns bine. Așa. Ia uitați. Deci ce fac eu acum? Îl frământ. Că ar trebui să-l frământ bine, bine la mână până este elastic. Și fin. Și îl frământăm ca și cum am frământat cu mânuța, doar că îl frământăm cu o mașină de paste. Cel frământăm să vedeți diferența între acesta frământat și cel care a rămas aici. Așa, ia să-l întoarcem așa și să apăsăm. Dacă e nevoie, adăugăm făină. Doar dacă este nevoie. Dacă vedem că se lipește, așa, adăugăm făină. Am luat
aromatul nu trebuie să se lipească când este gata. Și aromatul tot timpul trebuie lăsat măcar o jumătate de oră la odihnit. Așa. Vedeți cum devine fin, fin, fin? Așa. Uitați acesta cum este. Așa, îl lăsăm așa și după aceea asta o să-l punem într-o peliculă transparentă și îl lăsăm să se odihnească. Acum o să facem această bucată de aluat. Să vă arăt cum le fac eu. Vedeți cum se schimbă consistența cu cât este frământat mai bine. Așa. Se face fin, fin, fin. Și îl întindem și îl împăturim și iar îl întindem până este gata. Vedeți că încă nu mai este nevoie de făină. Nu se mai lipește. Așa. O să dau după. Se vede diferența între unul și celălalt. Ia uitați, acesta este lipicios. Așa. Îl frământăm până nu se mai lipește de nici de mașină, nici de mâini. Așa. Această mașină putem face și și mai lată pasta și spaghetti. Și grosimea o dăm noi, cum credem. Așa. Încă de două ori și tăiem. Să vă arăt cum iese. Așa. Întindem încă o dată. Întindem o dată și începem să-i dăm formă și să o subțiem. Așa.
tăiem așa bucățele din aluat. Și acum o să dăm la mărimea numărul 3. Schimbăm mâneca. O lăsăm tot aici. Am greșit. Ca să facem foaia mai subțire și după aceea schimbăm. Așa. Dăm la 3. Acum le facem pe toate. Aceasta a ieșit așa, o formă mai... Așa, și acum mutăm la 7 sau la 6 sau la 8. Depinde cât de subțiri dorim pastele să fie. Eu am să las la 7. Ia să vedem cum iese la 7. Am să tai în două din nou. Consistență, vedeți? Și subțire. Așa. Și asta le facem pe toate. Am să pun așa puțină făină ca să nu se lipească de mașină, ca să alunece. Așa. Așa, dacă alunecă, nu se mai atinge aici. Așa, și punem așa aici, una lângă cealaltă. Așa, tăiem în două. Ca să alunece, punem puțină făină. Așa. Și acum, după ce le-am făcut, le tăiem. Tot la fel, o să punem puțină făină peste. Așa, pe fiecare. Așa. Și acum schimbăm mânerul aici, ca să le tăiem. Am să le fac lătuțe. Ia să vă arăt. Așa. Și le punem așa aici și le tăiem. Ia uitați. Așa. Și am să le pun așa puțină făină peste. Și o să le facem așa, pui bușoare și le punem așa aici. O să o tăiem și pe a doua. Așa, punem făinuță ca să nu se lipească. Așa, și facem cu ibușoare și le lăsăm așa aici.
presurăm așa făinuța. O să facem și pe aceasta. Asta e cam lungă. Și tăiem. Presurăm făinuța. Și facem cuibușor. Așa. Și facem și pe acesta, o tăiem. Facem cu ibușoare, ia uitați, așa. Acum am să întind din nou la 3, încă una, să mai facem 2-3 cu ibușoare, împărțim în două. Cel la 7. Așa. Punem făinuță ca să nu se lipească, ca să... și întindem. Puțin în făină. Acum schimbăm mânerul și punem aici ca să tăiem. Și punem să tăiem. Așa. Ia uitați-le. Punem făinuță. Răsucim, așa facem cuibulețe. Mai facem încă unul. Așa, ia uitați, pastele. Și pun puțină făină și le răsucesc. Le puteți pune pe hârtie de copt, una de desubt și una deasupra, și le lăsa să se usuce. Așa. Ia uitați-le. Și punem așa aici. Ia să o fac și pe ultima. Tăiem în două. Mult să întind. Aici a fost întins la 3. Și acum o să întindem la 7. Și îmi pun puțină făină ca să alunece bine aici pe mașină. Și întinde. Dacă ni se par prea lungi, le tăiem în două și le facem mai mici. Punem și puțină făină ca să alunece și să nu se lipească. Și acum mutăm mânerul ca să tăiem la cele mai late. Putem face și spaghetti dacă dorim.
Așa, pastele. Eu pun puțină făină. Așa, peste. Și le răsucesc. Și le punem așa aici, alături. Și dacă vrem să facem spaghete, mutăm la cea mai mică. Și putem face și spaghete. Să vă arăt. Deci, ultima aici. Iată, și spaghetele. Dacă dorim să le facem mai subțirele. Și la fel, le punem cu făinuță. Așa. Și le putem face. Ia uitați, unul și unul. Mai subțiri și mai groase. Paste cu ou. Și recapitulăm. La un ou, 100 de grame de făină. Indiferent de care făină. Anătul trebuie să fie puțin mai tare când îl frământăm. Și trebuie lăsat să se odihnească. Și apoi se frământă. Trebuie frământat foarte, foarte bine. Mulțumesc, Mariana. Mulțumesc mult din suflet. Așa. Astăzi, paste. Paste făcute în casă o să mâncăm. V-am arătat doar rețeta. Și aluatul trebuie frământat până, vedeți? Cum arată când este abia făcut. Trebuie frământat până nu se mai... Acum se lipește de degete. Până nu se lipește de degete. Și este lucios, este fin ca textură. Asta am să-l pun în folie și am să-l fac puțin mai târziu. Acum pentru prânz punem apă cu sare și apoi le condimentăm cu ce dorim noi. Cu suc de roșii, cu ciupercuții, cu ragu, cu cărniță, cu cârnăciori. Și dulci le puteți face. Eu le fac cu puțin unt și cu nucă prăjită. Bune, bune și cu puțin pesmet dacă aveți să faceți. La revedere și multă sănătate vă doresc. Și vă îmbrățișez așa pe toți. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți alături și că mă urmăriți. Vă pup, la revedere și multă sănătate. Pici!